Bine, hai să mai încercăm o dată, văd că am omorât iar motorul. Hai, încă o dată, hai. Ușor, 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 am reajut, da, ușor. Extraordinar. Ok. Cum facem? Am crezut că am făcut deja o dată lecția asta. Cu o lună de zile am crezut că am stabilit-o deja. O stăpânim și de aici învățăm să conducem, nu? Să știți că eu nu pot să progresez dacă mă critici mereu. Eu, fiecare om funcționează altfel, eu nu funcționez pe critică. Ce vrei? Domnișoară, eu nu vă critic. Vă spun doar că ați făcut ceva rău ca să putem corecta, ca să putem merge mai departe. Nu, deci tot nu-i bine. Eu nu funcționez așa. Eu nu funcționez pe critică. Doar pe complimente. Complimente? Păi pe ce să vă fac complimente când n-ați făcut nimic bine până acum? Uite, încă o critică. Trebuie să-mi faci complimente și eu atunci o să învăț altfel. Hai! Complimente. Complimente. Deci vreți complimente? Da. Sunt oricât, pe ce ați făcut de asta trebuie să primiți complimente. Da. Ok. Aveți un mod de a ne respecta regulile. Așa. Extraordinar. Hei! Dacă ar fi condusul periculos o artă, dumneavoastră ați fi Picasso. Pentru că chiar Picasso eram să ajungem. Dacă ar fi o pictură, ați fi Van Gogh. Am conduce amândoi fără urechi. Ești de o perseverență nemai întâlnită. După ce erai să calci baba, erai de aici cu spatele, stai sigur. Eu nu știu să calc decât babi. Cămăși niciodată. Abilitatea ta de a ignora semnele de circulație este depășită doar de abilitatea ta de a ignora instrucțiunile mele. N-am văzut niciodată un om căruia să-i pese mai puțin de culoarea semaforului și mai mult de culoarea de pe haine. Trebuie să respecti regulile de îmbrăcăminte în circulație. Sunteți cea mai creativă persoană când înjurați în trafic nesimțiți de pietoni care s-o băga pe treceri. Și ei nesimțiți, acum am vedeți. Nesimțiți, dar da. 40 de minute înjurat în continuu fără să vă repetați, îi ceva. Hai mai zi. Ești cel mai mare talent în a speria șoferii de lângă. N-am văzut pe nimeni să bage mai mult frica în șoferii de tir decât dumneavoastră. Sperietoare de tir. Modul în care mă simt când sunt cu dumneavoastră în mașină este ca atunci când mă urc într-un carusel extrem. Nici nu știi dacă scapi cu viață. Și nici n-ai plătit bilet la Divertisland. De când facem orele astea împreună, prețuiesc mai mult viața. Mă trezesc zâmbitor. Pentru că sunt și azi în viață și n-am mâini. Eu motivez lumea, aș putea să mă fac speaker, da? Vezi? Când facem orele astea, tensiunea mea e mai mică la orice altceva fac. Ei, lăsați, sunteți prea amabil. Deci e bine așa? Mult mai bine. Acum mă simt mult mai pregătită să nu respect reguli de circulație. Atunci, haideți încă o dată să încercăm să mai omorâm motorul, dacă se poate, într-un mod și mai inventiv ca până acum. Haideți. Fericită. Sunteți cea mai tare. Și ștergătoarele am pornit. Parcă telepatic.